Doamnelor și domnilor, feblețea furicilor și spaima porumbeilor, Sarsailă prezentatorul! Salut și bine ne-am găsit! Eu sunt celebrul Sebastian Coțofană și astăzi la Poliția Muzicii aflăm unde lucrează part-time Viorel de la 3 Sud-Est. Prietenia, piatră rară. Vă spun, ce mare artist nu se spală pe dinți! Iar boybandul Morandi e pe cale să se îmbogățească. Ce profesorii spun, să începem! Daniela Gheorfi is back in business, s-a întors și hai să ne uităm la clip pe mute și să încercăm să ne dăm seama ce stil muzical abordează. What? Pantaloni de piele, instrumentiști trecuți de prima tinerețe și ei tot în piele, chiar și umpletos. Deci, clar, rock. Știu că sunteți curioși să ascultați piesa. De ce mă minți, de ce mă minți? Eu știu că nu-i ceea ce simt inima ta. Doar pe mine mă vrea. Mă rog, aproape rock. Ce mă doare e că Liviu Guță nu mai e în piesă. De ce mă minți, eu știu că nu-i ceea ce simți. E trist când artiștii se despart așa. Sper să-și răunească destinele așa cum a făcut-o 3 Sud-Est. Prietenia, piatră rară. Generația cu cheia de gât va simți furnicături și gol în stomac ascultând versurile astea. Și mă ia un dor cu foc de gașca mea de la bloc, plin de amintiri și plin de povești, trenul spre Costinești. Și gol în stomac avea și Viorel când a înregistrat piesa. Încă un toast pentru tot ce a fost și pentru ce va mai fi. Încă un toast pentru tot ce a fost. În limba română, o urare însoțită de ridicarea paharului se numește toast, nu toast. Viorel 4, stai jos! Și nu îmi spuneți că n-ar fi ieșit rima dacă spunea toast, nu mă luați cu licența poetică. Că nu e vorba de asta. În realitate, la Viorel e defect profesional. Spune toast pentru că și-a luat un job part-time că nu mai făcea față cu bani. La chef prin sufragerii. Încă un toast, încă un toast. McDonald's mi se potrivește. Viorel, ești un toastule. Probleme cu banii și pentru regele României. Abia a lansat scuze și spune că are bani. Scuze, am prea mulți bani, îmi cer scuze. Dă 2000 pe bluze. Am dat 2000 de euro pe două bluze. Se spală pe dinți cu șampanie. Mă spăl pe dinți cu Moet, cu Moet. Însă un lucru îl dă de gol că se zbate în sărăchie. Păi ata Gabbana, Versace și Lamborghini și se spală cu o periuță de 3,50 lei. Mă spăl pe discu Moet. Ai reghe, colenghe, sara sau rege. Păi nici Adidas și nu mi-i spăl cu aia, mă, vrei să fac cari în talpă? Bine, probabil că Abi nici măcar periuța aia nu o folosește, că abia așteaptă să-i cadă dinții să-și pună de aur. Singura măsea care n-are cum să-i cadă pentru că n-are cum să-i crească e cea de minte. Ia stați parcați, mă, că nu-i cade niciun dinte lui Abi, că Abi are o sănătate de fer. Știi cum zic? Eu cred că dacă principala ta preocupare este să afișezi cât de mulți bani ai, probabil că n-ai atât de mulți. Sau oricum nu i-ai făcut tu. Dovadă este Sebastian Dobrincu, el a lansat piesa On Your Mind. I can feel that you born it, should be me on your mind. Da, apare pentru câteva secunde într-o mașină scumpă, dar în rest nu șetalează țoalele de firmă, nu aruncă bannote de 500 de euro, nu cântă despre mașini, deși el chiar ar putea. Sebastian este unul dintre cei mai tineri milionari din Silicon Valley. A fost inclus în lista celor mai bogați 30 de europeni sub 30 de ani, a făcut milioane din programare, are propria lui companie la 20 de ani. Cu creierul lui, ăsta e șmecher. Sebastian Dobrincu e rege pe România, nu Pokémonul cu 8 clase. Dacă o să fac zdranță, să știi că și Sebastian ăsta al tău s-a lăsat de școală, de ce la fel ca Abi? Du-te în puiul meu! Da, s-a lăsat, însă una e să te lași de Universitatea Stanford la 19 ani ca să-ți conduci compania și alta e să te lași de liceu agricol din Calafat. Și în plus nici nu cântă rău. Piesa i-a făcut-o Marius Moga, care și el a lansat împreună cu Randy Professional Liar. You're a professional liar. Au și împrumutat de la Sebastian mașina dacă tot l-au prins cu bani pe el. Dar și Morandi e pe cale să facă o grămadă de bani, trebuie doar să-i ceară de la Anne Mary. Știți sigur piesa Ciao Adios cu peste 212 milioane de vizualizări? Ce nu știți e că refrenul e 1 la 1 cu Save Me de la Morandi. It's got giving all of your money.
ar fi ca Anne Mary să sară la cap cu bani, măcar de un Mustang vechi, așa cum au Theo Rose și WhatsApp în clipul Pastila Sufletului. Ești pastila sufletului meu, eu fără tine nemor. Piesa este făcută de Boier Bibescu, știți de sigur, nu avea cum să vă scape pe lângă el, M&M-urile sunt alb-negru. Dar tot el a făcut și clipul și se vede că a învățat de la cei mai buni, începe cu o mașină filmată de sus. Ești pastila sufletului. Alex, ceaușu! Și se tot plimbă ei cu mașina, WhatsApp evident nu conduce, Theo este la volan și ce să vezi? De fapt nici ea nu conduce și nu e niciun secret că multe astfel de clipuri sunt filmate cu mașina trasă pe platformă. Bă, dar puteați măcar să vă faceți că vă pasă și să nu-l băgați și pe băiatul de la tractări în clip. N-am întâlnit ca tine alt. După scuze de la Five Gang, vine și regele cu piesa Scuze și a mai dat și peste băiatul ăsta Element MC, care se flexează pe piesa Scuze Bro. El cântă despre cât de bogat e. Nu mai DM-uri în mesagerie, plin, plin, plin de fete, e o nebunie. Mă îngrop în bani și arunc cu diamante, eu în viitor, tu în trecut, te-am lăsat în spate. Și apropo de teoria mea, cum că dacă te lauzi, de fapt nu ai. El zice de diamante, mă, dar e îmbrăcat cu același tricou cu care filma în urmă cu mai bine de jumătate de an alt videoclip. Sunt pe fire, 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 cauzez incendii. Nu m-am ocrăt și Armani, nu m-am îmbrăcat cu Fendi. El zice cum se îngroapă în banda, la mână are brățară de acces general la Antol. Să știi că gacică ta mă vrea și la Antol. Scuze, bro, mi-a dat follow pe Insta. Păi dacă ai diamante, de ce ai brățară, mov, ca noi sărăchiile? De ce n-ai VIP? Și știți ce mai zice? Că îi dau femeile follow pe Insta. Vreau să te super, dar de-acum sunt player. Nu-mi pasă de voi, sunt cel mai mare slayer. Mă plac fete bune, de peste tot din țară. La următoarea piesă mă voi vrea și din afară. Scuze bro, mi-a dat follow pe Insta. Și-am intrat de curiozitate pe profilul lui. Are un număr copleșitor de 384 de followeri. Sarsaila are 12.300, boss. Îmi pare rău, dar în piesa de peripit n-avem nici soale scumpe, nici mașini. În schimb, avem cel mai blană drop ever. Piesa se numește exact așa cum scrie în ultima mea postare de pe Instagram. Și dacă tot treci pe acolo să o descoperi, indiferent că ești pensat sau monosprâncenat, dă un follow la băiat. Pentru că m-ați întrebat de noul decor, vă spun că a fost făcut de Linia Furniture, cărora le mulțumesc foarte mult. Dacă vă treziți de vreme, ne auzim pe Pro FM la dimineața blană și ne vedem pe UTV unde vine surpriza. Și nu uitați că am făcut un playlist special pentru voi și pe Spotify, un playlist cu piesele de peripit și nu numai, pe care îl refreshuiesc săptămânal și la care muncesc destul de mult, așa că ați face bine să mă urmăriți și acolo, boss! Rămâneți pe UTV. Noi ne auzim și pe Pro FM la dimineața blană de luni până vineri de la 7 la 10. Vă aștept cu sugestiile voastre pentru Anony Music, pentru Trendy Cringe, pentru piesa peripit și orice altceva mai vedeți voi în clipuri, în mesaje, pe Instagram și pe pagina mea de Facebook. Eu sunt celebrul Sebastian Cotofană, voi sunteți pupați și nu uitați, tot ce cântați poate și va fi folosit împotriva voastră.